Banatul și Timișoara au fost dintotdeauna Fruncea. Făloșilor bănățeni le-a plăcut mai mult tot timpul să consideră că nimeni nu-i mai braz decât ei. De altfel, în istorie a existat timp de câteva zile și o Republica Banatului. Cu ce se laudă cei din vestul țării? Cu peste 1400 de premiere înregistrate în ultimii 300 de ani, de la cele din domeniul construcțiilor, transportului, energiei, până la cele medicale sau culturale. Și cum lista este foarte lungă, am pus-o în seria Focus pe primii. Istoria premierelor a început după 1716, momentul cuceririi cetății Timișoarei de către prințul Eugeniu de Savoia și instituirii administrației habsburgice în Banat. Până atunci, timp de mai bine de un secol, Timișoara fusese pașalâc. Odată cu venirea austriecilor a început și colonizarea zonei. Atunci au fost înălțate celebrele palate care străjuiesc și astăzi zona centrală a orașului. Palatul Dicasterial, Casa Mersi, Domul Catolic. Dar printre primele construcții a fost fabrica de bere, o premieră pentru estul și sud-estul Balcanilor. Șara a fost binecuvântată cu o fabrică de bere, s-a băut multă bere și se bea în continuare. În fața fabricii de bere în Timișoara există această uriașă halbă, care este o idee care aparține fundației mele și pe care am făcut-o împreună cu conducerea acestei prestigioase fabrici. Ea are aproape 6 tone greutate, este făcută din inox, din vechi cisterne mari de bere, dintr-o capacitate totală de aproape 11.000 de litri. Au urmat lucrări de amenajare a teritoriului proaspăt cucerit. S-au făcut îndiguiri, regularizarea unor râuri, a început ridicarea unor spitale, dar și aducerea în oraș a unei stagiuni teatrale permanente. Anul 1760 mai aducea o premieră, primul oraș cu străzile iluminate cu lămpi, iar după câțiva ani, tot la Timișoara se edita primul ziar din România. Se deschidea prima bibliotecă publică de împrumut din întreg Imperiul Habsburgic și se administra vaccinul antivariolic. Johann Strauss fiul dădea și el primul concert în afara Vienei, tocmai la Timișoara. Iar în 1854, orașul de pe Bega devenea prima localitate cu serviciu telegrafic. 1884 aducea o altă premieră europeană. Timișoara devenea primul oraș european cu străzile iluminate electric. Atunci a fost foarte multă teamă. Se spunea că electricitatea duce la moarte, magnetismul ei omoară oamenii, o să cadă oamenii pe stradă. Asta a fost unul dintre motivele pentru care Viena a hotărât să facă Timișoara un fel de experiență și nu în Viena să pună aceste corpuri de iluminat. Mai exact, au fost peste 700 de corpuri de iluminat. A urmat prima stație de salvare din Ungaria și România, prima stradă asfaltată din România. De la tramvai, de la apă, de la gaz, metan, da? De la telefon. Timișoara a fost primul oraș de pe teritoriul României care a avut rețea telefonică personală datorită lui Ignaz Leiris, cel care a luat legătura cu Edison și obținut permisiunea să facă o centrală telefonică. Iar ultimul an al secolului XVIII aducea primul tramvai electric de pe teritoriul țării noastre. În acel moment s-a dorit, practic, legătura dintre două zone istorice ale Timișoarei și discutăm de zona Iosefin și Fabric, astfel încât să faciliteze un transport cât mai rapid pentru și unirea cât mai rapidă a cetățenilor în Timișoara, pentru, cum știți, în acei ani, în 1866, drumurile nu erau la nivelul actual, iar transportul realizat de tramvai era un transport sigur, realizat pe șine de cale ferată, care asigurau o mobilitate mai rapidă. În 1953, Timișoara era singurul oraș european cu trei teatre, în română, maghiară și germană.
20 decembrie 1989, Timișoara devenea primul oraș liber de comunism din România. După Revoluție, a urmat o nouă explozie de premiere. De la cele medicale, în număr de peste 40, primul copil fertilizat in vitro, prima operație pe inimă cu laser sau primul transplant de celule stem, până la cele industriale. Toate acestea stau mărturie faptului că Timișoara este un oraș care a demonstrat că are puterea de a se reinventa mereu și continuă să uimească o lume întreagă.